Una din expresiile cele mai frumoase ale lui Isus și, totodată, una dintre cele mai profunde expresii, se găsește în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 8, cu versetul 32. Aici citim următoarele cuvinte: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cuvintele acestea condiționează cunoașterea adevărului de. Libertate de slobozenie. Din acest motiv, a cunoaște adevărul care ne face liber este absolut esențial. Dar versetul acesta evocă totodată întrebarea pusă de mii de ani ce este adevărul. Atunci când ne gândim la ce este adevărul, câteva cuvinte vin în mintea noastră. Printre aceste cuvinte sunt termenii principiu sau lege. Și într-adevăr, un adevăr, este echivalent cu a vorbi despre un principiu, despre o lege. Amintiți-vă de legea gravitației. Povestea într-un mod simplist, ne spune cum mai Newton sub un pom, probabil sub un măr. A primit a fost trăznit de un fruct căzut pe capul lui din acel pom. El s-a gândit. La motivul pentru care toate corpurile sunt atrase de pământ. Și așa a apărut acel moment în care s-a născut teoria gravitației, toate corpurile tind și sunt atrase spre centrul Pământului. Așa se explică faptul că noi stăm și nu cădem, nu zburăm, iar semenii noștri pe cealaltă parte a planetei, la rândul lor sunt ancorați bine cu picioarele pe pământ. Suntem cu toții atrași spre centrul pământului. Dar el a remarcat că corpurile cerești sunt de asemenea atrase între ele. Așa se explică ordinea și armonia care există în sistemul nostru solar, fiecare planetă și corp ceresc, păstrându-și distanța, pentru că există o lege a atracției. Amintiți-vă de legea lui Arhimede, Povestea ne spune cum împăratul Siracuzei, un oraș din Sicilia, a dorit să facă un gest prietenos, să-i ofere un cadou împăratului Ptolemeu al Egiptului. Și cadoul era unul impresionant. Un velier, o corabie cu pânze, dar neobișnuită pentru cei de atunci, volumul pe care avea să-l transporte avea să fie cu 50 de ori mai mare decât tot ceea ce s-a experimentat în lumea antică a secolului al III-lea înainte de Hristos. Așa că împăratul l-a numit pe Arhimede să se ocupe de acest proiect. Și Arhimede s-a gândit mult, pentru că împăratul a dorit ca să nava aceasta ca curabia să transporte sute de tone de de grâu, să transporte 10.000 de borcane de pește marinat. Corabia să aibă șase turnuri de observare, un turn stil catapultă cu care să troznească pe ceilalți cu pietre, în caz de război și multe alte cerințe, printre care și un spațiu pentru 20 de cai pe care avea să îi trimită cu corabia cadou. Ptolemeu, al Egiptului. Așa că Arhimede zi și noapte s-a gândit și povestea spune că într-o zi în timp ce era în butoiul lui și își făcea baia, a descoperit, a fost străznit și atunci a apărut Evrica. Momentul acela când mintea lui a înțeles o lege după care funcționează lumea, realitatea. Și legea lui Arhimede că un corp Uh, parțial scufundat într-un lichid, este împins de jos în sus cu o forță egală cu cantitatea de apă pe care corpul acela o dislocă. Așa că, dacă dislocă 2000 de tone, atunci 2000 de tone poate să aibă, uh, uh, poți transporta cu acel uh, vas. Uh, dacă uh, dislocă 4000 de tone, cu o încărcătură de 2000 de tone, poți să plutești foarte ușor pe mare. Este legea lui Arhimede. Există, a descoperit o forță care ne împinge de jos în sus și a rămas în istorie. Oamenii aceștia care au descoperit adevăruri, care au descoperit principii, care au adus și au valorificat aceste legi din punct de vedere practic, au revoluționat lumea. Un asemenea revoluționar este Isus Hristos. Știați care este contextul în care apar aceste cuvinte? Scriptura ne spune că conversația dintre El și cei care au crezut în El, versetul 30, pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis, iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, vă va face liber. Conversația continuă. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Noi suntem liberi, dar Isus vorbește despre o lege a păcatului. Adevărat, adevărat vă spun le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Observați în ce privință învățătura lui Iisus este revoluționară? El a descoperit omenirii o lege, o forță care ne ajută să diruim legea aceasta a gravitației care ne atrage spre păcat. Veți cunoaște această lege, această forță, iar această forță, acest adevăr, vă va face liberi. Există oare o forță care reușește să ne împingă din fundul mocirilei, din groapa păcatului, din acel cerc vicios al dependențelor? Există o soluție pe care Isus, în harul lui, a pregătit-o pentru noi? Vreau să îți împărtășesc un lucru care m-a trăznit zilele trecute. În timp ce meditam la un verset pe care l-am primit special, la care să mă raportez de-a lungul acestui an, o făgăduință, am remarcat un lucru pe care până atunci nu l-am observat în acel verset. Se găsește într-o epistolă scrisă de Marele Apostol Pavel. Iar aici, în epistola adresată corintenilor, prima dintre ele, la capitolul 10 cu versetul 12 și apoi 13, citim următoarele. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Pavel știe există o lege a atracției păcatului. Și toți pare că suntem orientați să comitem păcate. Ispita este cu noi și întrebarea este, poate cineva obține biruința? Versetul 13 ne spune un asemenea adevăr, o asemenea lege a biruinței creștinului, a omului care se luptă cu dependențele în viață. Versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Cuvinte? extraordinare. Două lucruri ne spune Pavel, mai întâi de toate. Există cineva în univers care veghează asupra destinului nostru, asupra noastră. Iar acel cineva, Dumnezeu, ne iubește atât de mult încât l-a trimis pe Iisus Hristos să ne spună cum putem ieși din fundul morcirlei, din groapa pe irii, din acele legături ale împăcatului care ne înfășoară atât de ușor pe fiecare? Și ne poate spune lucrul acesta pentru că el însuși s-a luptat și a ieșit biruitor. Care este legea biruinței, principiul acela pregătit de Dumnezeu? Știți care este? Mult timp, suntem preocupați să discutăm despre puterea păcatului. Atunci când suntem ispitiți, să rostim cuvinte nenumărate în a descrie ispita, și, și cât de teribilă este ispita. Dar observați unde ar trebui să cadă accentul. Pe mijlocul de a ieși din acea ispită pentru că promisiunea pe care o avem este următoare și anume nu vă îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea. Mai întâi Dumnezeu în bunătatea Lui limitează ispitele. Nu există nicio ispită care nu poate fi învinsă. El îngăduie să fim ispitiți direct proporțional cu puterea pe care o avem la dispoziție spre birui aceea ispită. Iar dacă dorim să cunoaștem acea lege care, forță, care ne împinge să ieșim la suprafață ori de câte ori tendința este de a ne scufunda, principiul spune următorul: atenția să fie spre soluție. Când te lupți cu o dependență, nu vorbi atât de mult despre cât de puternică este ispita, cât să-ți orientezi energiile minții, să-ți orientezi privirea spre soluția care este la îndemână. Din acest motiv, cei care au învins și continuă să învingă dependența în viață sunt aceia care își orientează privirea spre victorie, spre soluție. Așadar, atunci când, de exemplu, mă lupt cu pofta, atenția trebuie să fie spre soluția care o avem înainte. Uneori poate ne va surprinde, dar soluția înseamnă un stil de viață mai frumos, mai bun, mai corect. Uneori soluția înseamnă să avem un program riguros de a merge de vreme la culcare pentru a nu pierde orele târzii atunci când ființa noastră este obosită după o zi lungă și nu atât de puternică în a fi vigilentă. Înseamnă să mergi de vreme la culcare, să te trezești dimineața, să-L cauți pe Dumnezeu și să începi ziua rugându-te să primești putere. Din ziua în care am descoperit acest lucru, parcă în mintea mea s-a întâmplat evrica. Există o lege și o repet în încheiere. În loc să te focalizezi asupra ispitei, asupra intensității ei, focalizează-ți mintea și energiile asupra soluțiilor pe care El, Dumnezeu, le-a pregătit la dispoziția noastră. Așadar, te invit atunci când simți ispita, să te gândești care este mijlocul lăsat de Dumnezeu la dispoziție și vei constata un lucru. Vei primi iluminare chiar atunci când ești în focul ispitei. Care este acea soluție? Urmează-o pentru că ea îți descoperă drumul spre libertate. Vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber.